Dragi prieteni, vă spun bun găsit din nou de aici, de la Motel Minerva. Ne revedem din nou cu domnul Drăgănuț aici la restaurantul Minerva, la cea de-a doua ediție, Openul de șah Minerva Târgu Ocna. Sunt bucuros pentru că la Târgu Ocna ne aflăm la a doua ediție a turneului Open de șah Minerva. Față de prima ediție, când au fost 18 jucători, de data aceasta avem 46 de jucători, din care 6 din Republica Moldova. Din delegația Republicii Moldova face parte și campionul lor, Baltag Iulian, care este maestru internațional. De la noi au venit maestrii din Iași, din Suceava, candidați de maestri din Focșani. Turneul este foarte puternic, bătăria va fi acerbă. Premiile sunt mari, deoarece am spus că dacă sunt minim 40 de jucători, premiile vor fi la 13.500 de lei. Cel care va câștiga turneul și va fi neînvins sau va acumula 6 puncte din 7, minim 6 puncte din 7, adică poate să aibă 5 victorii și 2 remize, îl voi premia suplimentar cu 1.000 de lei, adică premiem performanța. Din ceea ce văd la jucători, se simt bine la Târgu Ocna, doresc un nou turneu, am în vedere luna viitoare să organizez iarăși un turneu în perioada 25 mai, cu începere în 25 mai, pe parcursul a 3 zile. Premiile sunt și atunci gândite să fie cel puțin egale cu cele de astăzi, de 12.000-13.000 de lei. Și mă aștept să vină 60-80 de jucători, pentru că și creșterea este treptat, dar este îmbucurător, pentru că Târgu Ocna nu este un centru șahistic cu tradiții, cu Iași, Bucureștiul, dar vreau să fac aici capitala jocului de șah, poate exagerez, pentru că aici a fost capitala jocului de backgammon și este în continuare, pentru că Federația Română de Backgammon are sediul în Târgu Ocna și urmează și competiții din etapea de cupe României la backgammon în Târgu Ocna și vreau ca și pentru cei din șac să se simt aici ca la un centru puternic, cum ar fi cel din Iași, București. Invit pe această cale toți iubitorii de șac de pe Valea Trotușului, să zic așa, să participe la competiții. Ele vor fi afișate pe pagina de Facebook a hotelului, cât și pe site-ul Federației Române de Șac, pentru că turneul este înscris în calendarul de competiții, cum am spus, este omologat FIDE. Invităm și copiii, pentru că la fiecare turneu al celor mari participă și copii în turneul al lor. La următoarea ediție vrem să omologăm și turneul la care participă juniorii, nu zice copii, dar juniori. Și ei sunt încântați să obțină puncte, coeficient Yellow. De aceea mă aștept la o participare de, cred că nu vom avea locuri de cazare pe câți jucători și părinți vor veni alături de copii. Vă mulțumesc și vă așteptăm alături de șahiști. E foarte frumos să joci în compania maestrilor. Vă mulțumesc frumos! Am venit din Republica Moldova la turneul Târgu Ocna, aici foarte bine. Foarte bine organizare turniră. Mult participanți, mult puternici participanți, foarte interesează aici. Am văzut la internet informații la turnir și a sunat organizatorul turnir, domnul Nicolae, directorul turneu, și iată-vă aici, ați venit. Da, și a venit aici. La concurs, da, foarte bine aici, îmi foarte place. Da, noi vă dorim mult succes. Da, mulțumesc, mulțumesc. Mai mare și la următoarele ediții, da. Da, da. Mulțumesc mult. Bună ziua, ne revedem la a doua ediție de a turneului de șah. Spuneți-mi mai întâi cum a fost la prima ediție și ce v-a făcut să participați și astăzi la cea de-a doua ediție. Pentru mine șahul este cel mai frumos joc care l-a inventat omul din cele mai vechi timpuri, de peste 5.000 de ani. Și îmi pare bine că la Târgu Ocna începe o tradiție, deja ediția a doua, la prietenul meu, la Hotel Minerva, pentru a continua pasiunea pe care o am de o viață, șahul,
o pasiune fără sport de performanță, doar o pasiune. Dar acum se transformă într-o chestie foarte organizată de Federația Română de Șah, o chestie în care ai ocazia să întâlnești maestrii, candidați de maestru și toată... Care duce către performanță. Care duce către performanță. La vârsta mea e mai greu performanța, dar pasiunea e la fel de mare ca la un copil de 12 ani, care sunt și pe aici. Pasiunea e aceeași, n-are vârstă. De aceea îmi pare bine că la Târgu Ocna și la Hotelul Minerva, care a devenit o tradiție în a susține sportul, nu numai șahul, a început această competiție și va continua aproape lunar și din ce în ce cu participanți din ce în ce mai numeroși și mai buni. Chiar ediția aceasta avem participanți și din Republica Moldova, deci e o premieră. Și am înțeles că sunt participanți foarte buni din Republica Moldova. Da, frații noștri de peste Prut au o tradiție în șah. Este o provocare. Probabil preluată de la școala sovietică, când joci cu ei e o provocare frumoasă. Noi vă mulțumim și vă dorim mult succes. Și așteptăm și pe Târgu Ocneni, sunt mulți pasionați de șah, să onoreze acest turneu care, v-am zis, va deveni lunar aproape și păcat că la doi pași de noi să nu te întâlnești cu șahul de performanță, că aceasta este. De aceea vă așteptăm la cel mai frumos joc care l-a inventat omul, după părerea mea, să-l priviți și să-l jucați, de ce nu? Mulțumesc! Mă numesc Aurelian Florea, sunt din Târgu Ocna, localnicul cel mai apropiat geografic de această frumoasă locație. Pentru mine șahul reprezintă o pasiune, joc șah de mic copil și, deși nu sunt un jucător foarte valoros, mă bucur că am ocazia de a... juca cu jucători foarte titrați și foarte valoroși și sper să reușesc de-a lungul undei să mă ridic la nivelul lor. Să obțineți un rezultat foarte bun. Nu știu dacă foarte bun, dar în orice caz să câștig experiență și să să progresez în analele acestui frumos joc. Da, exact. Noi vă dorim un succes și un rezultat cât? Bună ziua! Este, cred că, a doua oară când iau parte la un interviu, având în vedere că s-a desfășurat prima ediție. Acum suntem la cea de-a doua ediție. Este la noi, la moldoveni, o vorbă, dacă dai drumul unui bulgăre de zăpadă din vârful dealurilor din Târgu Ocna, când va ajunge la preajmă, s-a transformat într-un colos. Aceasta a doua ediție este tocmai acest bulgăre de zăpadă, odată răstogolit, crește, se face din ce în ce mai mare, mai proeminent și mai frumos. La această a doua ediție avem un invitați și jucători veniți din aproape toate colțurile țării, începând de la îndepărtata Baia Mare, așa, până la și mai îndepărtata orașul Suceava. Jucătorii, avem un grup de jucători foarte valoroși, veniți din Republica Moldova, frații noștri de dincolo de Prut. Avem un turneu de junior mai opulent, mai cu juniori și de, să spunem, altă naționalitate. Este un turneu internațional de juniori, având în vedere că sunt câțiva juniori care au venit din îndepărtatul Dubăsar, de la Bălți, din Republica Moldova. Gazda noastră, ca de obicei, domnul Drăgănuță, prin de acum cunoscutul motel-restaurant Minerva, ja? Și a făcut din cu prisosință și noi credem cu tărie și cu convingere că și o face în continuare și a achitat toate îndatoririle, având în vedere că este o gazdă ospitalieră. Rar ăsta, să știți că eu și în jucător profesionist și maestrul sportului joc foarte multe turnee în toate colțurile țării, așa. Printre cele mai bine organizate, cele mai, să spunem, elegante locații pus la dispoziție pentru desfășurarea unei competiții de șah, este la Târgu Ocna. Încă o dată insist,
Hotel Motel Restaurant Minerva este o gazdă excelentă pentru acest gen de competiții șahiste. Dacă debutul, începutul a fost ieri, da, joi, prima rundă, azi vom juca două runde, deja cred că instantanele luate dumneavoastră în sala de joc, ja? Lupta devine din ce în ce mai aprigă, premiile sunt extrem de generoase, puse la dispoziție de către domnul Drăgănuță. În continuare, dacă o să reușiți să luați instantanei și cu ceilalți jucători, veți descoperi că nu există niciun copil, junior sau senior, care să nu avă numai cuvinte de laudă despre Târgu Ogna, în primul rând. Da? Vă mărturisesc că, azi fiind o zi de sărbătoare, izvorul tămăduirii, am Târgu Ogna fiind un oraș în care numărul de biserici, de casa la Domnului, să le spunem, sunt extrem de numeroase vis-a-vis de numărul populației. Am vizitat, fundând la Sfânta Liturghie, frumoasa biserică Sfântul Neculoai, așa zisă la tunuri, deja am devenit unul de acasă, inclusiv eu, la tunuri, și extraordinar, este și monument istoric, găzduiește moaștele unor sfinți deosebit de importanți, inclusiv a Sfintei Cuvioasă Parascheva, am rămas puțin surprins, să știți, așa? După care, bineînțeles, la ora 10, când am venit rând, m-am prezentat să-mi fac datoria în cadrul turneului. Eu vă mulțumesc și domnilor voastre, cei care mi-a detezat și acest eveniment din presă și din televiziune, pentru că chiar merită. Deci această locație și faptul că din ce în ce mai mulți jucători veniți și de peste granițe României, din Republica Moldova, ne vizitează și vin să facă plăcere, deja această tradiție pe care domnul Drăgănuță vrea să o împământenească cu acest trofeu Minerva, ajuns la ediția a doua, da? Să fie de bun augur, da? Și pentru reputația orașului Târgu Ogna, pentru salina din Târgu Ogna, care ar trebui să fie renumită mult mai mult, bun scoasă în valoare, dar de faptul că este terapeutică, dacă da, ultimele concursuri de șah ținute în salina din Târgu Ogna datează de pe urma, dacă îmi permite să fac o paranteză, celebre și regretatei mare maestre internaționale Elisabeta Poletroniade, Dumnezeu să ierte și să o odihnească, care a organizat în salină din Târgu Ogna și de competiții pentru juniori extraordinar și de punct de vedere se joacă șah în salină. Există în salina din Târgu Ogna, insist, pentru cei care nu știu, sunt niște piese de șah, de o mărime impresionantă, din sarea adevărată, adică este sănătate. Copiii joacă partea de șah cu piesele foarte, foarte frumos, sunt puține în Europa, să știți. Această idee n-a fost aplicată. Vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați acordat și insist ca până la sfârșitul turneului, când vom face și premiera, așa, să fiți alături de noi și de orașul, frumosul oraș, Târgu Ogna. Noi vă dorim un succes, vă mulțumim și vă mai așteptăm de fiecare dată la acest frumos turneu. Vă mulțumesc încă o dată, Hristos a înviat! Adevărat, Doamne!